Mihai Tudose a demisionat din ProRomânia. Acesta a postat demisia pe pagina sa de Facebook. Tudose nu a făcut nicio precizare cu privire la mandatul său de europarlamentar. Asta deși conducerea ProRomânia i-a cerut să renunțe la mandatul de europarlamentar pe care l-a obținut pe listele partidului. În schimb, conducerea ProRomânia consideră că Mihai Tudose a ales să plece din partid atunci când a negociat cu PNL voturile pentru instalarea guvernului Orban. O poveste frumoasă, cu succese de etapă și lucrurile au luat un pic razna din luna iulie. Când atât domnul Câmpeanu, domnul Daniel Constantin, fondatorii partidului, eu și alții, am considerat că anumite decizii nu sunt bune. Și vă aduc aminte de prima decizie, de când am trezit tot așa pe net, cu poze, domnule, noi am luat decizia, noi, adică el, Victor Ponta, să cuibărim cu ALDE. Postul premier Mihai Tudose a demisionat din PSD la sfârșitul lunii ianuarie. Atunci s-a înscris în ProRomânia. Mihai Tudose a fost prim-ministru al României din 29 iunie 2017 până la demisia sa din data de 16 ianuarie 2018.